Ați pomenit despre domeniul IT care este, s-a dezvoltat, dar poate că grație, sau probabil, cel mai probabil, grație acestei zone economice libere, care le oferă anumite facilități fiscale companiilor IT. Dar citisem despre faptul că anul trecut am avut o descreștere a investițiilor și în domeniul IT în Republica Moldova. Domeniul IT și investițiile în general este o chestie aparte, pentru că o companie IT, pentru ca să fie deschisă, nu numai decât are nevoie de atât de multe investiții, precum o fabrică de, nu știu, de conserve sau în zootehnie sau în electronice. Da. O companie IT de obicei înseamnă forța de muncă, oamenii. Da? Oameni, laptopuri, servere, oficiu în care să lucreze, oficiu care poate fi și arendat. Și investițiile respective și riscurile legate de astfel de investiții sunt mult mai mici. Exact. Și de asta întrebarea era de ce atunci ei s-au simțit îngrijorați sau de ce au decis să-și reducă prezența pe piața moldovenească? Am putea să o conectăm cu două chestii. Unu, ar fi iarăși totuși războiul, companiile noi care sunt mai reticente. Și doi, este ceea ce vedem acum că se întâmplă în Statele Unite cu disponibilizările în masă a oamenilor în domeniul IT, în cele mai mari companii de genul Facebook, pentru că noi, în timpul pandemiei, am fost într-un fel de bulă imaginară, în care toată lumea și-a închipuit că acum tot trebuie să fie digitalizat. Și pe unda asta de optimism s-au angajat foarte multe persoane. După care a continuat unda cu inteligența artificială, care, bun, ea și până acum se ține, dar bun, ce înseamnă inteligența artificială și avem noi nevoie acum de ea în zi de zi. Și respectiv, contractele companiilor pe care ele se le așteptau că le vor avea în domeniul ăsta, nu sunt chiar pe atât de mari, creșterile nu sunt pe atât de mari, dar numărul de oameni care au fost angajați este destul deci de mare. Problema nu este a țării, este a pieței, mai degrabă, internațională.